Iubiții Domnului, frați și surori, oamenii lui Dumnezeu, cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 9, de la versetul 23 până la versetul 27. Cuvântul Domnului spune astfel: Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să scapă viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui, va fi mântuit. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi și s-ar pierde pe sine însuși? Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el, când va veni în slava sa, și Tatăl și a Sfinților Îngeri. Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Amin. Iubiții Domnului, în această seară am vrea să spunem cum spunea și salmistul David în salmul 139. Doamne, eu nu am venit în locul acesta să cercetez pe alții. Eu m-am înfățișat înaintea ta să mă cercetez pe mine. Eu nu am venit să fac o listă să cercetez pe alții. Tu m-ai chemat în această seară să mă cercetez pe mine. Cercetarea de sine este cel mai greu lucru și cel mai ușor lucru este să cercetăm pe alții. Cel mai greu lucru este să ne cercetăm pe noi însuși, dar când cercetăm pe alții, mai ușor. În această seară am vrea să ne oprim în dreptul nostru și să spunem, Doamne, cercetează-mă pe mine. Nu cred că ar fi corect dacă cuiva este sete să bea eu apă în locul lui. Dacă cineva are durere de spate, să mă duc eu să fac analize. Nu. Dacă mie mi-e sete, eu trebuie să caut un pahar de apă. Dacă pe mine mă doare spatele, eu trebuie să mă duc să fac analize. De aceea fiecare să ne cercetăm pe noi înșine. Zic din toată inima, bunul Dumnezeu să ne ajute pe fiecare în parte. Iubiții Domnului, am citit un pasaj în această seară aici și pasajul spune cam în felul următor, căci noi de multe ori și credem din toată inima, pentru că pentru aceasta ne-am predat viața în mâna lui Dumnezeu, cu dorința și cu această râvnă pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu, pentru a primi premiul pe care Domnul nostru Iisus Hristos ni l-a oferit. E, înainte să primim premiul, înainte să ajungem acolo unde avem noi această dorință din inima noastră, trebuie să facem ce a făcut și Iisus Hristos Domnul. Știți cum vrem noi de multe ori? Titlul în această seară mi l-a pus Dumnezeu pe inimă și spune felul următor. Noi de multe ori vrem nu crucea, ci vrem cununa și apoi crucea. E, noi trebuie să spunem în felul următor. Crucea și apoi cununa. Nu putem să primim cununa până nu ducem crucea. În prima etapă trebuie crucea și apoi cununa. Și cel mai important lucru pe care trebuie să-l învățăm, trebuie să învățăm în felul următor. De la cine să luăm modelul cum trebuie dusă crucea? De la cine și la cine trebuie să primim cum trebuie dusă crucea până la capăt, ca să putem să primim cununa pe care noi credem din toată inima, căci aici este o alergare și locul nostru este dincolo. Măriți să fie numele Domnului! Fiecare dintre noi am vrea să ajungem în locul pe care ni l-a promis Domnul Iisus Hristos, că eu mă duc să vă pregătesc un loc, că acolo unde sunt eu să fiți și voi. E, până să ajungem noi la locul acela, noi avem o cruce de dus. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a avut și el o cruce de dus, din Ieslă până la Golgota. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și el a avut o cruce de dus, din Ieslă și până la Golgota. El a întâlnit multe obstacole, a întâlnit multe probleme în călătoria lui cu crucea. Ar trebui să ne uităm fiecare dintre noi la modelul Domnului nostru Iisus Hristos, cum a dus el crucea. Dacă avem această dorință și tânjește inima noastră, noi trebuie să spunem, Doamne, prima oară trebuie crucea și apoi cununa. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Crucea și apoi cununa. Suferință
și apoi cununa, răbdare și apoi cununa, foc și apoi cununa, cuptor și apoi cununa, biruință și apoi cununa. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Nu dorim cunună fără cruce, pentru că atunci trebuie să ne uităm la modelul Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă mai credem din toată inima că vrem să fim moștenitori. Cuvântul lui Dumnezeu în Roman capitolul 8 cu versetul 17 spune în felul următor: și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și nu singuri, ci împreună cu Iisus Hristos Domnul. Mărit să fie numele Domnului! Vrem să fim moștenitori? Trebuie să ne uităm la modelul Domnului nostru Iisus Hristos. Vrem să moștenim împreună cu Iisus Hristos și să devenim oameni în care să putem să intrăm în moștenirea împărăției lui Dumnezeu? Trebuie să-L urmăm pe Iisus Hristos așa cum El cere de la noi. Și spune în felul următor: cu Iisus Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El. Dumnezeu spune că trebuie ca și noi să suferim cum a suferit El. Aceasta este crucea pe care trebuie să o ducem cum a dus-o și El, ca noi să putem să ajungem la capăt. Crucea și apoi cununa. În 2 Timotei spune în felul următor: dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Noi trebuie să ducem crucea răbdării până la capăt, oameni buni. Noi trebuie să ducem crucea răbdării până la capăt. E momentul să facem o cercetare în viața noastră și să spunem: Doamne Dumnezeule Tată, răbdarea din viața mea lipsește. Nu pot să ajung acolo unde Tu trebuie și Tu ai spus că trebuie să ajung fără răbdare. Bunul Dumnezeu să ne dea un duh de răbdare. Pentru că cuvântul Domnului spune: dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Ei, la mijloc e răbdarea. Dumnezeu să ne ajute să fim oameni răbdători, să răbdăm în toate. Noi toate lucrurile vrem să le așezăm așa cum dorim noi. Toate lucrurile vrem să le așezăm așa cum ne place nouă, dar de multe ori nu ies așa cum vrem noi, ci de multe ori trebuie să ascultăm de El și e un timp, e o vreme, e un timp în care trebuie să așteptăm și prin acest timp Dumnezeu vrea să ne încerce răbdarea, să poate să ne mai ridică o treaptă în credință. Și de multe ori, când ieșim din această răbdare, pierdem. De aceea e nevoie să răbdăm. E nevoie de răbdare, oamenii lui Dumnezeu. Oameni buni, e nevoie de răbdare. În Filipeni, capitolul 1, versetul 29, spune în felul următor: căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. Măriți să fie numele Domnului! Am vrea ca să spunem: Doamne Dumnezeule Tată, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața care o trăiesc acum în trup, o trăim datorită Lui. Noi de multe ori ne lăudăm cu ceea ce nu este al nostru. Cum ar fi să te lauzi cu mașina altuia? Cum ar fi să te lauzi cu hainele altuia? Cum ar fi să te lauzi cu casa altuia? Cred că nu este drept și nu este corect. De multe ori ne lăudăm cu ce nu este al nostru. Oameni buni, frați și surori, de multe ori vrem să spunem că suntem stăpâni pe ceea ce nu este al nostru. Viața pe care o trăiești astăzi nu e a ta. Sănătatea pe care o ai astăzi nu e a ta. Sunt valorile lui Dumnezeu și de multe ori ne lăudăm că suntem tineri, suntem puternici. Nu e adevărat. Aceste valori sunt darurile lui Dumnezeu pe care ni le-a dat pentru o vreme. Nu poți să te lauzi cu ce nu este al tău. De aceea mulțumește Domnului, convinge-L pe Domnul, abordează-L pe Domnul cu viața ta, să-ți prelungește zilele, să-ți prelungească zilele. Pentru că noi vrem să pătimim ca Hristos Domnul, mărit să fie numele Domnului. Crucea și apoi cununa. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Ferice de cei ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsiți bun, va primi cununa vieții, mărit să fie numele Domnului. Atunci când vom răbda ispita, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, chiar Fiul lui Dumnezeu, a venit diavolul la El și a încercat să-L îngenuncheze.
Chiar Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a încercat diavolul să vină la el și să-l îngenuncheze. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, de trei ori. Și el a răspuns, doar prin cuvânt a răspuns și a zis că omul nu se hrănește numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu. Mări să fie numele Domnului. Și atunci, după ce Domnul Iisus Hristos a biruit, spune că o legiune de îngeri a venit și a slujit. Oamenii lui Dumnezeu, dacă vrem din toată inima, așa cum și Domnul nostru Iisus Hristos ne îndeamnă și spune că și noi, după ce vom răbda ispita, vom primi cununa vieții. Măriți să fie numele Domnului. Dacă îți pasă de această cunună, Hristos a zis în felul următor, ne-a scos din fundul mocirlii, ne-a pus cu picioarele pe stâncă și nu ne-a lăsat așa oamenii lui Dumnezeu. Ne-a scos pe fiecare de acolo de unde ne-a găsit. Pe alții le-au găsit în spitale, pe alții în baruri, pe alții, nu știu, în suferințe, pe alții le-au găsit, fiecare știți locul unde va găsi Hristos Domnul. Și de acolo v-a smuls pe fiecare, ne-a smuls pe fiecare și spune că a întins mâna, ne-a scos de acolo, ne-a pus cu picioarele pe stâncă și nu ne-a lăsat așa. Ne-a spălat, ne-a curățit, ne-a dat o haină și a zis păstrați-o până la capăt, dacă vă pasă de haina mântuirii, măriți să fie numele Domnului. Ne-a scos de acolo, ne-a curățit, ne-a spălat și de aceea e nevoie să spui în această seară, îmi pasă, mă doare și alerg pentru locul. Alerg pentru locul pe care Hristos a zis, eu mă duc să vă pregătesc un loc, că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Dacă îți pasă de cunună, urmează-L pe Hristos așa cum El cere de la noi. Măriți să fie numele Domnului. Crucea și apoi cununa. Dar te rog, împreună cu mine, du crucea cu dragoste. Nu o du cu sila, du-o cu dragoste. Dragostea este cea mai sensibilă plantă. Dragostea este Hristos Domnul. Și dacă îl iubești pe Hristos Domnul, nimic nu este greu. Pentru că greul l-a dus El. Nu cred că crucea ta e mai grea decât a lui Hristos. Nu cred că crucea ta și crucea noastră e mai grea decât a lui Hristos. Oameni buni, greul l-a dus El. Greul pe care trebuia să-l ducem noi, l-a dus El, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și cred din toată inima că nu e atât de grea crucea ta să nu o duci cu dragoste până la capăt, să-ți primești răsplata, să-ți primești cununa, să-ți primești darul care El spune, veniți binecuvântați-i Domnului. Îți mai pasă de această veșnicie? Te mai luți? Te mai doare? Ascultă-mă, rapte! Luptă-te lupta cea bună a credinței! În fiecare zi trezește-te și du crucea cu dragoste, pentru că Hristos este dragostea. Greul l-a dus El pentru tine. Dacă Hristos e dragostea, nici crucea nu-i grea. Dar de multe ori vrem să ne scoatem. De multe ori spunem că totul este greu. Pentru cei ce nu vor, este adevărat că totul este greu. Pentru cei ce nu vor, este adevărat că totul este greu. Dar cei ce au dragoste pentru Hristos, nimic nu este greu, oamenii lui Dumnezeu. Pentru cei ce au dragoste pentru Hristos, nimic nu este greu. De aceea, ia-ți cruce în fiecare zi și apoi cununa. Nu cununa și apoi crucea. Doamne, te rog, în această seară e o seară de cercetare. Poate că am cercetat pe alții, dar Tu ai o cruce de dus. Și crucea aceasta trebuie să o duci cu multă dragoste, dacă iubești pe Domnul. Ce este această dragoste? De ce trebuie să o ducem? Ne uităm în viața unui tânăr. A fugit din casa tatălui său pe nume de Iacob. Și când a fugit, s-a îndrăgostit de o femeie. Și din pricina că s-a îndrăgostit, el a zis în felul următor, eu o vreau pe Rahela, dacă o vrei, trebuie să muncești 7 ani. Și a muncit 7 ani, niciodată el n-a considerat că când iubești pe cineva, niciodată nu-i mult și nu-i greu. Și a zis că pentru el 7 ani, parcă a trecut ca o zi. De multe ori spunem că e prea lungă drumul acesta. În satul nostru, un tânăr a plecat la Domnul,
a plecat din mijlocul copiilor lui, poate își făcea gânduri, își făcea viitor. Dar vreau să spun că viața nu e atât de lungă cât îți imaginezi tu. Viața e foarte scurtă, dar trebuie trăită cu dragoste pentru Hristos. Mărit să fie numele Domnului. Și acest tânăr pe nume de Iacov spune, îți voi munci 7 ani pentru că o iubesc. Și după ce a fost înșelat, a mai muncit încă 7 ani. 14 ani, de ce? Pentru că o iubea. De aceea, oameni buni, când vrei să-L urmezi pe Hristos, Domnul, din dragoste, niciodată nu-i greu. El în călătoria Lui n-a spus niciodată nu mai pot. În călătoria Lui n-a spus niciodată că nu mai suportă, nu. Ci El totdeauna a privit cu dragoste spre noi. De aceea, ia-ți crucea și după cruce așteaptă cununa. Mări să fie numele Domnului. Mări să fie numele Domnului. Dacă suferim ca El, dacă răbdăm ca El, dacă pătimim pentru El și dacă biruim ispita ca El, atunci vom fi moștenitori ca El. Vom fi proslăviți ca El. Vom împărăți împreună cu El cununa vieții. Lăudați să fie numele Domnului. Lăudați să fie numele Domnului. Înainte să-L iubim noi, ne-a iubit El pe noi. De aceea, în această seară, întoarceți privirea. În această seară, întoarce-te. Și fă o cercetare în dreptul tău și spune, Doamne, vreau cruce și apoi cununa, pentru că Te iubesc, mări să fie Domnul. Nimic nu este greu când Îl iubești pe Domnul. Totul este greu atunci când omul nu vrea. Te rog, în această seară, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, tu poți să spui birui totul. Nu a ajuns niciun val atât de puternic. Cred că nu m-a depășit, dar știu un lucru, că orice ostaș căzut se ridică și merge mai departe. Știu un lucru, că orice ostaș căzut se ridică și merge mai departe. Măriți să fie numele Domnului! În această seară trebuie să ne ridicăm și să spunem, merge mai departe cu crucea! Nu știm greutatea crucii și nici tu nu știi greutatea crucii mele și niciunul nu știm greutatea crucii fiecăruia. O cunoaște Hristos Domnul, dar împreună o ducem cu El până la capăt. Pentru că-L iubim pe El, măriți să fie Domnul. Vreau să mă apropii de încheiere și să spun în felul următor, Doamne, vreau crucea și apoi cununa. De multe ori vreau numai cununi, Doamne. Dăm, Doamne, fă-mi, Doamne, intervin-o, Doamne. Vindecă, Doamne, vreau numai biruințe. Și când e vorba să duc crucea Ta, atunci devin cel mai obosit. Când e vorba să duc crucea Ta, atunci este cel mai greu. E mai ușor să cer și e mai greu să facem. Doamne, dă-ne această dragoste pentru crucea Ta. Dă-ne această dorință să ducem crucea până la capăt. Măriți să fie numele Domnului. Crucea și apoi cununa. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.